km la oră, nu 3 la oră. Da, cât are la oră? Eu îl împing, mă cobor și îl împing. Da? Cât are? 11. Păi de ce merge așa? Păi nu știu, abar n-am. Aveam 7 km la oră. Că la un moment dat am prins 9,2. Atunci am zis, băi, las-o mai ușor, că mai ai amețeala, deci nu. I-am zis la un moment dat, go, a luat niște gropi. Ce mișto! Că dracu din ea! It's good, las că dacă cade, nu-i problemă, ori mă trăsc eu după mine. Mă repar! Dacă strângem cu metre, dacă strângem umbrela, merge mai tare. Ai prins-o? Gigică? Nea, tovarășul motociclist? Dacă strângem umbrela, merge mai tare. Omul cu înghețată avea un... Ține-mă! Te avea umbrela deschisă. Și automat n-ai cum să mergi foarte tare cu umbrela deschisă, pentru că ne lua zborul la un moment dat. Bine, tare. Aveam 7 km la oră. Știi care e treaba? Până strângi tu umbrela, mă depășește și mă tamare. Și am strâns umbrela și atunci am mers un pic mai tare, cam cu 10,2 km pe oră. Go! Hai! Nu mai go, lasă așa, să-mi dau neartă. Lasă așa. Nu mai go, că e gă-gău amândoi. Și de asta sănătos, pe mine nu mai mă îmbolnăvește nimic. Deci pe mine nu o să mai mă supere nimic. Eu mă vindec în laosul ăsta de toți nervii pe care i-am. Cât eu mă vindec de draci de nervi. Eu mă vindec. În plastic aici, e fantastic, cu asta aici, eu mă vindec. Nici prea rigid, nici prea elastic. Dar cât facem până acolo? Cât să facem? 2 săptămâni, tu nu vezi cum merge asta? La un moment dat am intrat și eu în filmul Cruduței și eram așa. Ce-o fi, zen, man, aulă, ce pot să fi, ce-o fi. Hai să le arătăm la ăștia niște chestii adevărate. Poate facem ușor accident. Lasă-o așa, că merge așa. Meru buca stânga. Vine cineva? Genul cu...